Oferta de jucării este bogată, iar prețurile sunt diverse în funcție de alegerile făcute. Cei mici merg însoțiți de părinți prin magazine și abia apoi își exprimă dorințele. Vă pregătiți de iepuraș? Da, cu mare drag. Cel mic, v-ați zis ce dorește de iepuraș? Da, știm ce își dorește și vedem ce are aduce iepurașul. Ce vrei să-ți aducă iepuraș? Vreau să-mi aducă o zgrăie de cai, o fi. Nu ai nicio pretenție, nu vrei una anume? Nu, de care să fie. Ne pregătim de iepuraș, sigur. Și către ce v-ați orientat? Păi, de îmbrăcat. Prima dată, așa, și pe urmă ceva de jucării, de copii și, bineînțeles, mâncare. Cam cât credeți că o să cheltuiți pentru jucării? Bugetul iese, dar, nu știu, de vreo 2000 de lei. 2000 de lei, mâncare, îmbrăcăminte, să duce la scumpirile. Stric pe jucării cam cât se duc. Stric pe jucării, cam, te jur, de 200 de lei. Ce vrei să-ți aducă iepurașul? Un castel. De care castel? De jucărie. Cu prințesă în el? Da. Sau tu ești prințesa din castel? Și în afară de castel, mai vrei altceva? Nu. Nu? Cum să ne pregătim? Cum putem? Cum bine iepurașul anul ăsta? Da. Da. Cam ce buget credeți că are? Cam puțin, mai puțin. Aproximativ, așa. Cam 2000. V-a spus cel mic ce își dorește? Nu. O să fie surpriză. Ce dorești să-ți aducă iepuraș? Că nu știu, mă mai gândesc. Așa, ce ți-ai dorit tu? Jucării. Ce mai exact? Mașinuță? Pistoale de Nerf. Da. Comisarii OPC le atrag atenția părinților să aibă grijă la calitatea jucăriilor pe care le cumpără. Părinții să fie foarte atenți atunci când achiziționează o jucărie, pentru că de multe ori, în loc să facă o bucurie copiilor, pot achiziționa jucării care sunt periculoase pentru aceștia și de aceea ei trebuie să fie foarte atenți la vârsta utilizatorului, să nu achiziționeze jucării care sunt adresate altei vârste decât copilului căruia îi se adresează, să se uite la eticheta jucăriei, în special acestea să poarte denumirea producătorului. Există un cod al jucăriei, ceea ce confirmă că jucăriile respective sunt fabricate și verificate și avizate, nu sunt jucării artizanale care pot provoca copiilor leziuni în momentul în care le utilizează. De asemenea, să nu conțină părți mici care pot fi înghițite de către copil. Se pare că legenda iepurașului își are originea în Germania, din vremea festivalurilor păgâne. Tot aici au apărut pentru prima dată și dulciurile în formă de iepuraș din aluat și zahăr. Asta în timp ce primele ouă de ciocolată ar fi apărut în Franța.